Cum reacționezi când cineva te disprețuiește și își bate joc de tine? Reacția ta include și rugăciunea? În această dimineață vom sta în fața Psalmului 3, în care David vorbește despre demnitatea păcătosului iertat. Și el ne arată că răspunsul nostru, reacția noastră, poate și trebuie să includă rugăciunea atunci când suntem disprețuiți. Psalmul 3 a fost compus de David, așa cum am auzit, pe vremea când fugea dinaintea fiului său Absalom. Dacă ne întoarcem pe acea vreme, adică în cartea 2 Samuel, folosind expresia introductivă după aceea, naratorul anticipează furtuna. Încep să vină valurile, consecințele păcatului lui David. Iată ce l-a anunțat Dumnezeu prin profetul Natan, după ce el a păcătuit cu Bașeba. De ce ai disprețuit cuvântul Domnului? Și ai făcut ceea ce el consideră că este rău. L-ai ucis pe hititul Urie cu sabia, iar pe soția lui ai luat-o ca să-ți fie soție. L-ai ucis pe Urie cu sabia fiilor lui Amon. Acum sabia nu se va îndepărta din familia ta niciodată, pentru că m-ai disprețuit și ai luat-o pe soția hititului Urie să-ți fie ție soție. Așa vorbește Domnul. Iată, voi ridica nenorocirea asupra ta din propria ta familie. Îți voi lua soțiile înaintea ochilor tăi și le voi da altuia, iar el se va culca cu ele la lumina zilei. Tu ai lucrat în secret, însă eu voi împlini acest cuvânt la lumina zilei, înaintea întregului Israel. Înaintea întregului Israel. Păcatele pe care David le-a inițiat au fost preluate și amplificate de băieții lui. Mai întâi a fost Amnon, care a violat-o pe Tamar. După aceea a fost alt băiat al lui David, Absalom, un alt val, care l-a ucis pe fratele său, Amnon. Și imaginați-vă durerea din inima lui David, să știe că el a pornit tot acest tăvălug. Absalom fuge din țară și pare că lucrurile se liniștesc, că valurile se potolesc. Dar Ioab, conducătorul armatei, încearcă să rezolve el situația. De ce? Pentru că își dă seama că inima lui David tânja după Absalom. Și generalul ce face? Încearcă să copieze metoda profetului Natan. A văzut că David răspunde la pilde, a funcționat odată, de ce n-ar funcționa din nou? Așa că pune el la cale un scenariu. Singura diferență, dar diferența uriașă, e că nu îl implică pe Dumnezeu. Totul sunt eforturi umane. E un bun strateg, are idei, e ingenios, scrie un scenariu, recrutează, trimite o actriță foarte bună care să aplice scenariul lui și aparent lucrurile funcționează foarte bine. De ce? Pentru că David îi spune, voi face așa cum ai spus tu, Ioab. Îl descoperă și apoi îi spune, voi face așa cum ai spus tu. Du-te, deci, și adu-l pe tânărul Absalom. Dar rezultatul e o împăcare superficială între tată și fiu. Ioab s-a ridicat, a plecat la Gheșur și l-a adus înapoi pe Absalom la Ierusalim după 3 ani de zile. Dar regele a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Absalom s-a întors astfel acasă la el și nu a văzut fața regelui. Și în continuare, prin aceeași expresie introductivă, după aceea, naratorul anticipează o nouă furtună. Absalom își păstrează obiceiul de a fabrica planuri în inima lui, pe ascuns, sub ochii regelui, de a le duce la îndeplinire. Și el concepe un nou plan. De data asta își folosește toate abilitățile să-și facă reclamă, să câștige oameni de partea lui, să câștige inima celor din popor. Și totodată el îl discreditează pe David și pe toți demnitarii de la curtea regelui. Și tensiunea crește. Și naratorul menționează sau surprinde această creștere. Conspirația lua amploare.
tot mai mult popor trecea de partea lui Absalom. David trebuie să fugă din Ierusalim. Fuge din Ierusalim ca să evite un război civil sau cel puțin să evite distrugerea Ierusalimului. Și el urca muntele măslinilor, ne spune naratorul, plângând, cu capul acoperit și desculț, și toți oamenii care erau cu el și-au acoperit capetele și urcau și ei, plângând. Vedem așadar cum consecințele păcatelor lui David au trecut dincolo de zidurile Palatului Regal, dincolo de zidurile Ierusalimului și s-au întins în întregul regat. Și în timp ce se aleg oamenii, cine rămâne în Ierusalim, cine va merge alături de David, el are curajul să lase viitorul în mâna lui Dumnezeu. În ce fel? Nu încearcă să-l manipuleze nici pe Dumnezeu, nici poporul. Și trimite chivotul înapoi în cetate. Pe de altă parte, el știa care sunt consecințele păcatului și le acceptă cu smerenie, le acceptă cu demnitate. De aceea nu încearcă să îl manipuleze nici pe Dumnezeu, nici pe oameni. Regele i-a zis preotului Țadoc, du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi găsi bunăvoință înaintea Domnului, atunci El mă va aduce înapoi și mă va lăsa să revăd chivotul și locuința Lui. Dacă însă îmi va spune, nu mi-ești plăcut, atunci iată-mă, El să facă cu mine ce consideră că este bine. Ce vedem în contextul istoric, ce ne învață David în acest psalm este următorul lucru. Dumnezeu rădă demnitatea păcătosului care se pocăiește. Dumnezeu apără demnitatea păcătosului iertat. El o rădă, El o apără. Și, din nou, apariția termenului Sela împarte psalmul în trei strofe. Primele două versete, 3, 4 și apoi până la sfârșit. În prima strofă, David se uită ce se întâmplă în jurul lui. Repetă înaintea lui Dumnezeu cuvintele oamenilor. Ce spun oamenii despre ei? Dar apoi se oprește. Și în a doua strofă se oprește înaintea lui Dumnezeu. Își aduce aminte în cine a crezut el. Cine este Dumnezeul lui? Care este chipul lui Dumnezeu cu această ocazie? Și acesta este lucru pe care el îl așează scris în a doua strofă. În a treia strofă, el își găsește odihna. Se încrede și declară încrederea în mântuirea, în eliberarea care vine de la Domnul. La prima vedere am putea zice e aceeași mărie cu altă pălărie. David fuge din nou, nu mai fuge de Saul, că Saul a murit, fuge de fiul său Absalom, vine la Dumnezeu, cere ajutor, cere protecție. Am mai văzut povestea asta. Știm ce se întâmplă. David vine la Dumnezeu după ajutor. Din nou își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu. E acea reacție instinctivă a lui David și a recâștigat-o de a veni înaintea lui Dumnezeu, cum ne spunea Timi, să nu mai încerce el să rezolve lucrurile, să ceară ajutorul lui Dumnezeu, protecția lui, să rezolve Dumnezeu lucrurile. Toate aceste lucruri sunt prezente în Psalmul 3, dar sunt secundare. În centrul atenției, Psalmul ne aduce demnitatea păcătosului iertat. Demnitatea păcătosului iertat. Demnitatea e imaginea bună pe care o avem sau o pierdem în relațiile noastre. O avem sau o pierdem prin relațiile noastre. Și iată câteva versete, câteva afirmații din acest psalm care surprind în mod explicit acest lucru. Mulți spun sufletului meu, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Și apoi David își aduce aminte, tu ești scutul meu, tu ești gloria mea, tu îmi ridici capul, tu îmi redai demnitatea. Ridică-te, Doamne, salvează-mă, Dumnezeul meu, tu îi lovești peste obraz pe toți dușmanii mei. Cu alte cuvinte, tu îmi aperi demnitatea, tu zdrobești dinții celor răi. Și psalmul prezintă astfel demnitatea păcătosului iertat, dar din mai multe perspective. În prima strofă, demnitatea este călcată în picioare de oameni. Nu mai este scăpare pentru el, nici măcar la Dumnezeu. În a doua strofă, el vine, cu ce are? Demnitatea călcată în picioare de oameni. Vine cu ea
la Dumnezeu, în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Și în ultima strofă îi cere lui Dumnezeu să-i păstreze inima, să-i păzească inima și să-i apere demnitatea. Să-i apere demnitatea. Doamne, ce mulți sunt dușmanii mei. Spuneam că el vine înaintea lui Dumnezeu și spune ce vede, spune ce aude. Sunt mulți. Mulți sunt cei ce se ridică împotriva mea. Mulți spun, sufletului meu, sufletului meu, nu mai este scăpare pentru el la Domnul. Scopul dușmanilor nu era doar să-l denigreze pe David, ci să-l distrugă. De aceea ei vorbesc sufletului său, sufletului lui David. Nu-i vorba doar de o bârfă spusă pe la colțurile străzilor, doar de o participare în tăcere la complotul gândit de Absalom, nici măcar la o înrolare tăcută în armata lui Absalom, ci vorbirea lor este explicită și țintește sufletul lui David. Oamenii care îl atacau, sau cel puțin purtătorii lor de cuvânt, încercau să-i distrugă credința, cele mai puternice convingeri, până și speranța în Dumnezeu. Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Încearcă să-l împiedice și să alerge la Dumnezeu. Sentința lor pare definitivă. Ei vorbesc sau își asumă rolul unui profet al Domnului, care interpretează corect prezentul și anunță viitorul, anunță ce se va întâmpla, pentru că ei știu sau așa pretind. Și unul dintre ei a fost și mei, care l-a blestemat în mod public pe David. 2 Samuel, capitolul 16. Aruncat cu pietre după rege, blestemându-l pe David și mei striga, pleacă, pleacă, om al sângelui, om de nimic, Domnul a întors asupra ta tot sângele pe care l-ai vărsat în familia lui Saul, căruia i-ai luat domnia, și Domnul i-a dat domnia fiului tău, Absalom. Iată-te în nenorocire, căci ești un om al sângelui. Explicația lui și mei, care se pretinde profetică, Domnul face aceste lucruri. Domnul i-a dat domnia fiului tău, Absalom. Al doilea personaj care își însușește un astfel de rol este Ahitofel, consilier regal. Dacă nu este doar o simplă coincidență, băiatul lui, Eliam, era tatăl Batshebei, care avea același nume. Și asta explică de ce l-a trădat așa de ușor pe David. Din cauza că era bunicul Batshebei și vrea să se răzbune. Și în zilele acelea, sfatul pe care îl dădea Ahitofel avea aceeași autoritate precum sfatul dat cuiva de însuși Dumnezeu. David știe asta. Și de aceea se roagă, Doamne, te rog fă ca sfatul lui Ahitofel să pară o nebunie. Dar nu e așa la început. Primul sfat al lui Ahitofel este acceptat, dar îl împinge pe Absalom împotriva lui Dumnezeu. Pentru că îl împinge să păcătuiască împotriva legii lui Dumnezeu, să facă un păcat care era pedepsit cu moartea prin lege. Intră la țiitoarele tatălui tău, pe care le-a lăsat să îngrijească de palat. În felul acesta, tot Israelul va afla că te-ai făcut urât regelui și astfel toți cei ce sunt de partea ta se vor întări. Cartea Levitic spune, dacă un om se va culca cu soția tatălui său, descoperind astfel goliciunea tatălui său, amândoi să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să fie asupra lor. Erau 10 sititoare care au rămas împălat. Și ăsta a fost sfatul lui Ahitofel. Pentru că el a hotărât să lupte nu doar împotriva lui David, ci împotriva Domnului și mai apoi a unsului său. Și Absalom acceptă. Acceptă să fie un rege așa cum au toate neamurile. Unul care n-ascultă de Dumnezeu, care ignoră în mod public poruncile lui Dumnezeu. Și nu-i deloc surprinzător ceea ce ne spune naratorul cu ocazia celui de-al doilea sfat al lui Ahitofel, care spune, să mergem la noapte, adunăm o armată rapidă, îl ucidem pe David, îi lăsăm pe ceilalți să trăiască, dar pe David îl ucidem. Și iată comentariul naratorului. Domnul poruncise să fie respins
Sfatul cel bun al lui Ahitofel. De ce? Ca să aducă nenorocirea asupra lui Absalom. Absalom nu s-a răzvrătit doar împotriva tatălui său. S-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva omului ales de Dumnezeu să fie regele Israelului. Și în mod public, în văzul tuturor, de pe palatul acoperișului regal, l-a disprețuit pe Dumnezeu și legea lui. Pe de altă parte, dacă ne ducem în dreptul lui David, imaginea lui s-a deteriorat pe bună dreptate în urma păcatului cu Batșeba. Consecințele au fost anunțate de Dumnezeu și acum doar au început să apară. David știa de ele. Dușmanii lui știau de ele. Dar acum avea ocazia să spună ce cred despre David. Nu mai trebuiau să se ascundă. Regele a fugit. Îl puteau bârfi. Nu doar să-l bârfească. Să-și spună părerea în mod public despre regele fugar. Toate nemulțumirile pe care le aveau la adresa lui. Și probabil că nu erau doar acești oameni care îl disprețuiau în mod public pe David, ci erau mulți care ziceau, tu să rămâi rege? Te-ai culcat cu soția ofițerului tău și apoi ți-ai ucis ofițerul, ți-ai distrus familia, uite ce băieți ai crescut. Tu să fii regele lui Israel? Pe un astfel de om nici Dumnezeu nu-l mai scapă. Atunci când discută despre nevoia tuturor creștinilor, a fiecărui creștin să primească în har, har în permanență de la Dumnezeu, Paul Tripp afirmă următoarele lucruri. Toți cred în har. Toți. Până în momentul în care un slujitor are nevoie de el. Și acesta era momentul în care un slujitor, David, avea nevoie de harul lui Dumnezeu. Și în mijlocul acestor acuze, în mijlocul răscoalei, în mijlocul atacurilor, David se întoarce și se evaluează în prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că hăituit de oameni, hăituit de Absalom, disprețuit de o mulțime de oameni. Dan Ellender și Trempen Longman spun, disprețui un atac la adresa slavei cu care Dumnezeu intenționează să-și îmbrace copiii. Disprețul e un atac la adresa slavei cu care Dumnezeu intenționează să-și îmbrace copiii. Arde, înțeapă, oglindind bătaia de joc a răului. De fapt, emoția pe care cel rău o folosește cel mai adesea pentru a ataca Evanghelia este disprețul. Disprețul. Și apoi urmează tăcerea. Sela. Oprire. Oprire în psalm. De ce? În primul rând, pentru David, această tăcere îl ajută să aleagă între două vorbiri care erau rostite în același moment sau în aceeași perioadă în dreptul lui. Doi oameni care se pretindeau profeți, că aduc interpretarea Domnului asupra evenimentelor, rostesc cuvinte în dreptul lui David. Primul este Natan. Și el spune, Domnul ți-a iertat păcatul și nu vei muri. Al doilea care vine cu o vorbire profetică este Shimei. Domnul i-a dat domnia fiului tău Absalom. Domnul întoarce asupra ta sângele. Vei muri, nu mai este scăpare pentru tine. Nici măcar l-ai Dumnezeu. Absalom, Shimei, Ahitofel, coaliția din jurul lor, contestă tocmai alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o. Ca David să fie rege. David să rămână rege al lui Israel. Și în jurul lor erau doar corurile care își însușau una din aceste două vorbiri profetice și amplificau aceste păreri despre David. Le răspândeau în întregul popor. Și devenim conștienți că în spatele acestor oameni, în spatele purtătorilor de cuvânt, era o realitate spirituală. Era și o luptă spirituală, nu era doar un război civil. Era profetul Domnului și profetul diavolului care vorbeau. Și unul spune, Domnul ți-a iertat păcatul, nu vei muri. Altul spune, pentru tine nu este iertare, nici măcar la Dumnezeu, nu este scăpare. Și de aceea, David se întoarce în a doua strofă spre Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu. Tu ești gloria mea.
Tu ești cel care îmi ridici capul, care îmi redai demnitatea. Ce înseamnă asta? Că David alege să creadă vorbirea profetului Domnului. Că iertarea este mai puternică, mai reală decât atacurile care contestau iertarea primită de la Dumnezeu. David nu le-a răspuns oamenilor cu această ocazie, ci se duce înaintea lui Dumnezeu, strigă către Domnul. Și asta e o alegere cumplită. E o alegere grea. Gândiți-vă la unul din conflictele dumneavoastră. Să auzi pe cineva disprețuindu-te, bătându-și joc de tine, strigând la tine și să nu-i răspunzi la fel. Să nu strigi și tu. Ce să faci ce a făcut David? Să mergi să te rogi. Să te rogi lui Dumnezeu. Dar, Doamne, Tu ești scutul meu. Tu ești gloria mea. Tu ești cel care îmi ridici capul. Cu glasul meu am strigat către Domnul și El mi-a răspuns din muntele Lui cel Sfânt. Poți spera să-ți răspundă dacă îl strigi, dacă îl chemi, în loc să te răzbuni împotriva celor ce te rănesc. Dacă faci din El scutul tău, dacă faci din El gloria ta, dacă lași pe El să-ți ridice capul. Și probabil că David și-a amintit ce a zis Dumnezeul lui Avram când i-a fost frică. Când a fost frică de o coaliție mult mai puternică a dușmanilor din jurul lui. Avram, nu te teme. Eu sunt scutul tău. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Acum, noi nu suntem fugari sau regi fugari. Dar suntem pe teritoriile celui rău. Suntem urmăriți de cel rău. Suntem într-o luptă spirituală. Și Apostolul Pavel îndeamnă să facem același lucru. Să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu. Și o parte din această armură este scutul credinței. Și Apostolul Pavel spune, luați scutul credinței de ce? Ca să puteți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Numai așa te poți apăra. Cu un scut mai mare, mai puternic decât tine. Cu scutul credinței. David știe că și-a făcut praf demnitatea atunci când a păcătuit cu Bașeba, când l-a ucis pe Urie. Dezastrul din casa lui a fost umilitor. Toți știau ce s-a întâmplat. Toți știau ce au făcut băieții lui. Amnon a violat-o pe Tamar. Absalom l-a ucis pe Amnon. Și apoi s-a răzvrătit și David însuși spune, fiul meu vrea să mă omoare. De asta mă urmărește, ca să devină rege și după ce mă omoară. Dar David știa că s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu. Știa ce a vorbit Dumnezeu prin profet. Știa care sunt consecințele păcatului. De aceea se întoarce spre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este singurul care poate reda demnitatea. Tu ești gloria mea. Tu îmi ridici. Tu îmi ridici capul. Și aici el explică sau exprimă convingerea păcătosului iertat. Adevărata noastră onoare, adevărata noastră glorie nu este ceea ce credem noi despre noi înșine, ce spun oamenii despre noi, indiferent cât de mulți sunt, ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră este gloria noastră. Și asta e convingerea păcătosului iertat. Prezența Duhului Sfânt este adevărata noastră glorie. Și David avea nădejdea că Dumnezeu va face și celelalte. Că îi va reda demnitatea în mijlocul poporului, în mijlocul familiei, a prietenilor și chiar a dușmanilor lui. Dar cu toate astea rămâne o întrebare. Cum mai poate un păcătos să spere la demnitate? Cum mai poate spera să fie respectat de oameni? Gerald lui se spune următoarele lucruri. Atât timp cât demnitatea și onoarea noastră provin din ceea ce suntem noi capabili să facem și să realizăm, sau din ceea ce spun oamenii din jurul nostru, suntem pe un teren mișcător, foarte mișcător. De ce? Pentru că toți eșuăm. Părerea oamenilor, chiar și a celor dragi, a familiei și a prietenilor, despre noi este schimbătoare. De asta suntem pe un teren mișcător. Numai Dumnezeu ne oferă acel scut, acea slavă care este și în fața noastră și în spatele nostru, care ne protejează întotdeauna. Numai El este slava noastră și Cel care ne ridică și capul nostru. Și după această
întoarcere spre Dumnezeu, oprire în prezența lui Dumnezeu. Urmează din nou tăcere. David se oprește din nou. De ce? Alături de cuvinte și tăcere ne învață să ne rugăm. Sau cum să ne rugăm? Tăcerea ne invită în acest psalm să medităm la chipul lui Dumnezeu pe care David tocmai l-a rostit. L-a pus în cuvinte pentru noi. Să ne odihnim în El, să facem din El scutul nostru, gloria noastră, odihna noastră. Tăcând în prezența lui Dumnezeu, în prezența Dumnezeului care ni s-a descoperit în Scriptură, de fapt, primim o nouă pereche de ochelari, prin care să ne vedem pe noi înșine, să vedem pe cei din jurul nostru și să-L vedem pe Dumnezeu. Și odată ce David își pune acești ochelari pe ochi, tăcerea e întreruptă. E întreruptă de un strigăt. Salvează-mă, Dumnezeule! Salvează-mă, Dumnezeul meu! Dar strofa debutează cu o altă afirmație, o afirmație interesantă. Eu mă culc, adorm și mă trezesc iarăși, căci Domnul mă sprijină. Traducerea revizuită a lui Cornilescu, cea din 1931, oferă o variantă diferită pentru versetul 6, care, cred eu, se potrivește mai bine contextului istoric. Nu mă voi teme de zecile de mii ale poporului care se ridică împotriva mea. Alegerea lui David de a se odihni, de a merge la somn, fără teamă, arată încrederea lui în Dumnezeu, că Dumnezeu chiar este scutul lui. Și un somn bun e un dar. Un dar zilnic, un dar prețios de la Dumnezeu. Dar dincolo de odihna zilnică, Dumnezeu este odihna sufletului. Dumnezeu este scutul și gloria credinciosului. Cel care spune David, aude rugăciunile, răspunde rugăciunilor, pacea noastră. Și uneori să mergem la culcare e un act de credință. De ce? Pentru că lăsăm poverile noastre în grija lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu. Săptămâna asta am fost surprins să văd câți oameni mari al lui Dumnezeu s-au luptat cu insomnia. Foarte mulți. Și fiecare au adoptat tot felul de strategii. Unii dintre ei spune, când stau întins, agitându-mă în patul meu, mă întorc de pe parte pe alta, nu pot dormi, încep să-mi fac un inventar al sufletului. Și întrebarea pe care mi-o pun în miezul nopții este, ce trebuie să las în mâna lui Dumnezeu? Să pun în mâna lui ce din viața mea, din sufletul lui, din sufletul meu, trebuie să las în grija Domnului. Deși chivotul a rămas la Ierusalim, David știe că are nevoie de prezența lui Dumnezeu, nu doar de chivotul Domnului, de prezența lui Dumnezeu. El a învățat să nu mai intre în lupte, să nu mai intre în viață, nici măcar într-o zi obișnuită, fără ajutorul lui Dumnezeu. Așa că împrumută cuvinte de luptă, cuvinte pe care Moise le striga atunci când el conducea tabăra lui Israel spre țara promisă. Moise spunea la fiecare pornire a chivotului lui Dumnezeu, ridică-te, Doamne! Ridică-te, Doamne! Dușmanii tăi să fie împrăștiați și cei ce te urăsc să fugă dinaintea feței tale. Și aceleași cuvinte le împrumută și David. Ridică-te, Doamne! Salvează-mă, Dumnezeul meu! Tu îi lovești peste obraz pe toți dușmanii mei și zdrobești dinții celor răi. Da, dar răscoala era condusă tocmai de fiul lui. Și el are curajul să ceară biruința. Numai un tată care este preocupat de poporul Domnului, de biruința Domnului, poate să ceară o biruință care poate să însemne înfrângerea copilului său. Cineva spunea, nu cerem biruințe care să nu fie ale tale. Cerem biruința, dar nu cerem biruințele orgolului nostru, biruințele noastre, ci cerem biruința ta. Nu cerem biruințe care să nu fie ale tale. Și asta e perspectiva sănătoasă atunci când suntem disprețuiți. Nu cerem biruințe care să nu fie ale tale. Și cea mai mare biruință de care putem avea parte este menționată în ultimul verset. Este mântuirea, eliberarea, izbăvirea care vine de la Domnul. Să fim binecuvântați
în mijlocul poporului său, alături de poporul său. Eliberarea, spune David, mântuirea vine de la Domnul. Fie binecuvântarea ta peste poporul tău. Binecuvântarea ta peste poporul tău. Asta e biruința pe care el și-o dorește, pe care el o cere de la Domnul. Mântuirea, cea mai mare biruință. Dar cum îl descoperim pe Domnul Iisus în acest text? Cum îl descoperim pe Domnul Iisus în psalmul 3? După vreo 1000 de ani de la scrierea acestui psalm, o păcătoasă s-a oprit înaintea Domnului Iisus. N-a venit să se roage de bunăvoie, așa cum a făcut David, ci a fost târâtă de acuzatorii ei. Cărturarii și fariseii au dus o femeie care fusese prinsă în adulter și au pus-o să stea în mijlocul lor. Și ei au zis: învățătorule, această femeie a fost prinsă chiar în timp ce comitea adulterul. În lege, Moise ne-a poruncit să omorâm cu pietre astfel de femei. Tu ce zici? Ce să facem? Și probabil că în timp ce stătea cu fața în pământ, nici nu se putea ridica de rușine. Femeia își zicea, la fel ca și David: Doamne, ce mulți sunt dușmanii mei! Mulți sunt cei ce se ridică împotriva mea. Și era disprețuită, bajocorită, sub asediu disprețului. Ellender și Longman spun, disprețul își izolează victimele, etichetându-le ca nevrednice de dragoste. Cine vrea să fie calul de bătaie al celorlalți? Bajocul atrage o linie în nisip, între victimă și mulțime. De cealaltă parte a liniei se află grupul celor acceptați. Râzând, alături de ei, se găsește mulțimea tăcută, care nu riscă să treacă linia, pentru a se alătura victimei în singurătatea ei. Și în timp ce mulțimea striga acuzator și toți ipocriții religioși strigau, nu mai este scăpare pentru ea, nici măcar la Dumnezeu, dovadă-i legea. Nu mai este scăpare pentru ea. Nici ea nu mai știa să fie vreo scăpare. Știa că trebuia să fie pedepsită cu moartea. Înțelegem din Evanghelia după Ioan că n-a apucat să zică niciun cuvânt. Nu știm dacă era conștient în fața cui stătea, dacă îl cunoștea pe Iisus. Dar strigătul păcătosului iertat era consemnat de un mileniu în Scriptură. Tu ești acela care îmi ridici capul. Tu ești acela care îmi ridici capul. Și ca să facă asta, Domnul Iisus a trebuit să-i lovească pe obraz, peste obraz, pe toți dușmanii ei. Acela dintre voi care este fără păcat, să arunce primul cu piatra. I-a lovit peste obraz pe toți dușmanii ei. Și probabil că atunci s-a născut nădejdea în sufletul ei. Eliberarea, izbăvirea, mântuirea vine de la Domnul. Vine de la Domnul. Și Domnul a iertat-o. Domnul i-a redat demnitatea și a trimis-o să trăiască din nou în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Nici eu nu te condamn. Du-te, iar de acum să nu mai păcătuiești. De ce a iertat-o Iisus? De ce a iertat-o? Pentru că mai târziu, El a fost pe cruce în locul ei. A murit în locul ei. A fost disprețuit și în locul ei. Așa ne iartă pe fiecare dintre noi. Trebuie să îndure El bajocura și pedeapsa noastră. A suferit cea mai umilitoare moarte ca să ne ierte păcatul, ca să ne redea demnitatea, să ne primească în mijlocul poporului său. De aceea, dacă te-ai pocăit de păcatul tău, cere lui Dumnezeu să lupte cu dușmanii tăi. Cere lui să-ți redea demnitatea. Lasă-ți demnitatea în grija lui. A luptat și a învins deja pe cei mai puternici dușmanii tăi. A învins păcatul, a învins moartea. Se descurcă la fel de bine și cu oamenii, cu cei care te disprețuiesc. Dar până atunci, Evanghelia după Matei ne descrie modul în care El a îndurat batjocura. Batjocura pentru păcatele noastre. Soldații guvernatorului l-au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată cohorta. L-au dezbrăcat și au pus peste el o mantie roșie. Au împlinit
au împletit o coroană de spini, i-au așezat-o pe cap, i-au pus o trestie în mâna dreaptă și apoi au îngenunchiat înaintea lui și și-au bătut joc de el, zicând: plecăciune, împărate al iudeilor. El scuipau, îi luau trestea și îl loveau peste cap. După ce și-au bătut joc astfel de el, l-au dezbrăcat de mantie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să le răstignească. Și acesta a fost disprețul soldaților romani. Urmează disprețul oamenilor religioși, a evreilor, la adresa lui Iisus. Și îi spun, pentru Iisus nu mai este scăpare nici măcar la Dumnezeu. Cei ce treceau pe acolo blasfemeau împotriva lui, dădeau din cap și ziceau: tu, cel care dărâm templul și îl reconstruiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Tot astfel și conducătorii preoților, împreună cu cărturarii și bătrânii, îl bajocoreau zicând: pe alții i-a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva. Doar împăratul lui Israel să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu, dacă vrea. Căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. La fel îl insultau și răsculații care erau răstigniți împreună cu el. Toți și-au bătut joc de Iisus. În psalmul 3 apar două personaje care vin înaintea lui Dumnezeu. Primul rând este păcătosul disprețuitor și e păcătosul iertat. Ambele personaje vin înaintea lui Dumnezeu și noi putem juca ambele roluri. Primul rând, păcătosul iertat. Nu cred că David a uitat vreodată confruntarea cu Natan, modul în care profetul Domnului i-a dezvăluit păcatele și l-a dovedit vinovat, spunându-i: tu ești omul acela. Nu cred că a uitat vreodată. Dumnezeu i-a spus care sunt consecințele păcatului. Și acum, când a scris acest psalm, consecințele au devenit realitate. Erau realitate. Așa că David nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și-a acceptat, și-a purtat consecințele păcatelor. N-a încercat să scape de disciplinarea din partea lui Dumnezeu. Și în smerenie a acceptat voia lui Dumnezeu. Iată-mă, el să facă cu mine ce consideră că este bine. David a petrecut suficient timp, deja era rege de mult timp, și a petrecut suficientă vreme în prezența lui Dumnezeu ca să știe că cel mai bun loc în care putem fi este în prezența lui Dumnezeu. Am putea spune că el ar putea declara împreună cu autorul epistolei către evrei: fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat de el, căci Domnul îi disciplinează pe cel pe care îl iubește și lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Dar îți putea spune, ia un text de după Hristos ca să vorbesc despre David, să îmi justific ideile mele despre David. Dar acest text în Epistola către Evrei este un citat. Știți de unde este? Din Cartea Proverbe. Știți cine a scris Cartea Proverbe? Solomon, fiul lui David. Trebuie să fie avut în viața lui sau celor din jurul lui măcar un episod din care să învețe acest adevăr. Nu disprețui disciplinarea Domnului. Poate că l-a învățat tocmai de la David. De la modul în care David a acceptat disciplinarea Domnului atunci când Absalom s-a răzvrătit împotriva lui. Și amintindu-și de experiența lui, de experiența tatălui său, Solomon a fost convins de acest adevăr și l-a lăsat în scripturi pentru noi, l-a scris pentru noi. Și l-a văzut pe tatăl său acceptând disciplinarea Domnului. Și primul lucru pe care ar trebui să ne-l aducem aminte e că Dumnezeu, da, ne iubește, dar Dumnezeu nu ne iubește oricum. Nu ne iubește oricum. Cel ne iubește cu o dragoste sfântă, o dragoste răscumpărătoare. Și asta înseamnă că El nu o să facă să dispară toate consecințele păcatului nostru atunci când ne iartă. Și El poate să folosească chiar și consecințele păcatelor noastre ca să ne ducă mai departe, ca să ne sfințească. Mai este cel puțin o ipostază în care ne-am putea identifica cu păcătosul iertat. Să recunoaștem că nu avem altă soluție, nu avem niciun loc mai bun în care să mergem decât la Dumnezeu pentru mântuire. Să mergem fără măști,
cu inima deschisă, să plângem înaintea Lui, ori de câte ori este nevoie. Chiar și atunci când demnitatea ne este călcată în picioare de alții. Chiar și atunci când ni se spune că n-avem motiv să mergem de la Domnul, pentru că nu mai este scăpare pentru noi. El e singurul care ne poate mântui. El e singurul care ne poate da eliberarea. Așadar, hai să ne întrebăm. Când ești disprețuit? Când ești bajocorit? Reacția e să le răspunzi oamenilor? Sau să mergi și la Dumnezeu? Sau să mergi mai întâi la Dumnezeu? Să-i lovești pe cei ce te lovesc? Sau să strigi către Domnul? Să te rogi? Există oameni care te-au rănit, care te-au umilit, care te-au disprețuit și-au bătut joc de tine. Și încă-i porți în inima ta, în gândul tău. Nu i-ai iertat. Ai curajul să renunți la planurile de răzbunare? Există oameni despre care n-ai vorbit suficient cu Dumnezeu. Nu i-ai spus suficient cât de mult te doare. David a reușit să nu le răspundă oamenilor cu aceeași monedă. De ce? Pentru că a fost mai ocupat să se roage cu această ocazie. Dar ăsta e păcătosul iertat. Spuneam că în același psalm este și păcătosul disprețuitor. Și el vine înaintea lui Dumnezeu. Și în casa lui Zacheu, colectorul de taxe, Domnul Iisus spune: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și cu această ocazie el spune trei pilde. Le spune pentru că îl disprețuiau, că îl mânca alături de păcătoși, că îi primea pe păcătoși, pentru că vrea să le ofere iertarea. Și el spune pilda oii rătăcite, spune pilda monedei pierdute și pilda fiului risipitor. Toate le spune cu această ocazie. De multe ori, primul lucru care ne vine în minte atunci când suntem în mijlocul unui conflict sunt păcatele dușmanilor noștri, păcatele contestatarilor noștri. Și mă refer aici în mod specific la păcatele pe care Dumnezeu le-a iertat. Dar noi nu le putem ierta. Noi nu vrem să le uităm. Le ținem minte ca pe niște arme pe care să le folosim la momentul potrivit. Și atât cum îi numim sau cum îi ținem minte pe câțiva din oamenii amintiți în Scriptură. Iacov, înșelătorul. Rahav, curva. Femeia prinsă în adulter, din Ioan 8. Pe Iacov și Ioan nu le spunem ucenicii Domnului, le spunem fiii tunetului. Petru, ne vine în minte ucenicul care s-a lepădat de Domnul. La Toma îi spunem necredinciosul. Oameni care au căzut cu anumite ocazii. Dumnezeu i-a ridicat, Dumnezeu i-a restaurat, i-a folosit în împărăția lui Dumnezeu. Noi ținem minte cu eticheta dinainte de întâlnirea cu Iisus și păstrăm eticheta aceea și o continuăm. Continuăm să o răspândim la adresa lor. Dar Dumnezeu nu doar că iartă, el și șterge astfel de etichete atunci când ne rădă demnitatea. Dumnezeu i-a folosit pe acești oameni în împărăția sa. Și nu pot să-mi imaginez că vom ajunge împreună în împărăția lui Dumnezeu. Și vom căuta colțurile într-un cer nou și într-un pământ nou, spatele tronului lui Dumnezeu, ca să ne bârfim unii pe alții. Să ne aducem aminte cum a păcătuit celălalt și să ne strigăm după tot felul de etichete. Să ne aducem aminte păcatele altora. De aceea, acum trebuie să renunțăm la astfel de etichete, la astfel de apelative. Nu putem lua ca și ipocriții religioși de pe vremea Domnului Iisus cuvintele Scripturii ca să facem paravane pentru neiertarea noastră, pentru orgoliul nostru, ca să ne afișăm pe noi și să condamnăm pe toți ceilalți. Cel mai tragic e că răspândim astfel de imagini, despre imagini murdare, despre cei pe care Dumnezeu i-a iertat. Și îmbrăcăm pe oameni în bârfe și în descrieri din care nu mai poți fi scoși, pe care le împrumută și alții. Vine campania electorală, în alte țări a început deja. Cele mai importante poziții sunt câștigate de cei care aruncă mai mult noroi în concurenții lor. Mai mult noroi în concurenți. Diseară o să ne întâlnim la cina Domnului. Suntem chemați să avem părtășii unii cu alții și cu Domnul, împreună, în prezența Domnului. Și asta înseamnă că ar trebui să celebrăm nu păcatele pe care le-a făcut celălalt, ci harul pe care toți l-am primit.
de la Domnul. Numai așa o să avem părtășie cu Domnul, părtășie unii cu alții, renunțând să mai amintim păcatele pe care Domnul le-a iertat, bucurându-ne de harul primit de la Hristos. În închisoarea inimii tale, mai sunt încă prizonieri pe care Dumnezeu i-a eliberat de mult, pe care i-a iertat, i-a restaurat? N-ai vrea să renunți la disprețuire, la criticarea, la bârfirea oamenilor? Și în schimb să spui o rugăciune, în schimb să spui o apreciere, în schimb să spui o încurajare. N-ai vrea să fii și tu ca Iisus, unul din cei care știu să ridice, să lege o rană, să zidească, nu să dărâme. N-ai vrea să fii unul din cei care se bucură de întoarcerea păcătosului, care se bucură când Dumnezeu iartă. N-ai vrea să urmezi modelul lui Iisus în relații? Spuneam că astăzi stăm înaintea lui Dumnezeu în ambele ipostaze. Și noi alegem ce scrie în dreptul nostru. Noi ne alegem rolul în biserică, rolul în lume. Păcătosul iertat sau păcătosul disprețuitor. Putem alege oricare din aceste roluri. Eu vă invit să alegem rolul păcătosului iertat. Cel care vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, Tu ești scutul meu. Tu ești gloria mea. Tu ești cel care îmi ridici capul. Vă invit, așa cum stăm, să ne rugăm. Și vă invit să împrumutăm cuvintele păcătosului iertat. Doamne, Tu ești scutul meu. Tu ești gloria mea. Tu ești cel care îmi ridici capul. Haideți să ne rugăm.